frica întreținută de gânduri, asta pune pe paie, pe foc, întotdeauna și devenim fricoși pentru că ne imaginăm că. Deci imaginarul devine, și să nu uităm, un lucru extrem de important, că cel care ne pământează și ne dă apă la moară și ne sugerează este diavolul. Deci noi avem un drăjmar care, asta e puterea lui, asta e treaba lui, să ne placeze scenarii de groază și de să vezi ce o să pățești și ce se întâmple, da? Și mai avem și satisfacția pe urmă să zicem exact așa cum mi-a fost. Deci, și în loc să ne înspăimântăm cât suntem de vinovați o dată de ce ni se întâmplă, noi mai să zicem fataliști, așa că asta e. Nu e adevărat. Acea credință în mea e o putere care declanșează evenimente. Dacă mie mi-e frică că n-am să fac bine mâine la examen, nu o să fac bine. Acea frică îmi blochează. Dacă mi-e frică că o să meargă rău, imposibil să nu am stângăcii și sigur că la o să supere sau o să-mi facă ceva și o să mi se întâmple ceva rău. Eu sunt stăpân acestor puteri ale sufletului meu. Și când mie mi-e frică, eu le blochez sau le deschid puterilor demonice care îmi vor face scenarii și... Mai zice că de cineva, vai de mine, uite, am pățit cu tare lucruri și doar am știut de dimineață că mi s-a bătut ochiul. Stăg și așa. De fapt, uite, tot un om deștept ca ăsta cu gen Africii spune că baterea ochiului stâng este și dreptul uneori, dar acolo e puțin diferit, e mai puternic. La coada ochiului stâng este un mușchi extrem de sensibil care începe să tremure. Toți mușchii noștri tremură în stare de stres, de furie, de frică, de... Acest mușchi tremură imediat ce nivelul substanțelor de stres din sânge depășește normalul, depășește densitatea pe care aș putea eu suporta ca să-mi fac datoria de om cum trebuie. În clipa în care se adună acest stres, fie de la supărare, fie de la enervare, fie de la oboseală, mușchiul acesta începe să se bată. Anunță, gata, odihnește-te, da? Încarcă-ți bateriile. Și omul, în loc să țină cont de semnul ăsta și să zică, mă opresc pe dreapta la volan și dorm o jumătate de oră, nu? Mă opresc și citesc un acatist, citesc un paraclis, pentru că sunt furios și așa. Mă opresc și fac câteva mătănii. Sau mă rog 3 zile înainte de a porni să fac un eveniment, că în halul în care sunt, dacă mă duc la un interviu sau... Da, sigur o să iasă prost, pentru că iată, mă anunță, nu semnul rău, că eu am ajuns, sunt pe buza prăpastiei. Și atunci, în loc să mă rog, bun, nu știu să fac, Doamne, dar uite, eu sunt proastă și mi-e frică că să mi se întâmple ceva rău, pentru că știu de la mama că ăsta-i semn rău. Te rog, miluiește-mă, te rog, ajută-mă, te rog, binecuvintează-mă și te rog... Și fac niște rugăciuni care, chiar dacă eu nu știu teoria semnului și a stresului, o să mă încarc energie, pentru că Dumnezeu imediat îmi dă putere. În clipa aceea am dat putere și am depășit. Frumos. Pentru că puterea lui Dumnezeu vine cu viteză dumnezeiască, nu a luminii, nu a gândului, ci cu viteza lui Dumnezeu care e dincolo de imaginația noastră. Ei, în momentul în care eu nu lupt în niciun fel cu aceste gânduri și așa, eu pot să mă îmbolnăvesc. Fobiile sunt patologice, sunt acum fixate, emoțiile respective de frică sunt fixate. Foarte mulți avem, din cauza unor traume din copilărie, avem, majoritatea avem frica de întuneric, avem frica de spații închise, claustrofobia și agorafobia sunt suferințe extrem de răspândite, până la forme violente de suferință, transpirații, palpitații, senzație de leșin, toate acestea sunt fobii, sunt frici de nimic, retrăirea unei frici nerezolvată, netrăită până la capăt, neasimilată de sufletul meu, de pe prima când eram copil. S-a întâmplat ceva. Eu știu precis ce mi s-a întâmplat, că am agorafobie și acum eu știu că eu n-am timp nici să fac psihanaliză și nici să fac cine știe. L-am rugat pe Dumnezeu să mă vindece și ce mi-a dat această putere ca eu când vin simptomele să știu că nu-i nimic și să aștept să-mi treacă. Și este uluitor. Crește starea de panică,
apar bubonele de transpirație, senzația de leșin, eu accept să mi se întâmple asta, Doamne, fii binecuvântat, dacă leșin, pentru că dracul vine și se spune, vai, de ce caragheu, să vezi o maică leșinată și se adună lumea și nu știu ce, de ce vine să-mi aduc aceste gânduri, ca eu să intru în panică și mai mare și să-și bată joc de mine, să râdă de mine. Și eu zic, da, Doamne, slavă ție, Doamne, dacă așa, dacă tu îngădui ca eu să fiu o maică leșinată, slavă ție și în postura asta, nu? Și nu leșină baba deloc, din potrivă, începe să-și revină. Da, așa cum trăiesc cu amorțeala unui picior. Nu, mă trezesc dimineața câteodată, am și picioarele și mine amorțite, maică, de nu pot să mă mișc din cauza reumatismului. Și ce nu trăiesc amorțeala aia ce fac, nu? Mă trăiesc, încep să mai înfrec mâinile, mai înfrec așa, mă dau jos, îmi fac mătănile și intru în mă mai ung cu câte o, așa, mai înghit câte o pastiluță. Eu n-am ce să fac. Reumatismul ăsta nu se mai vindecă, dar poate fi întreținut. Acea fobie poate să o fi vindecând cu vreo psihanaliză de asta sau cu ceva. Dar eu o primesc ca pe reumatism. Adică știu care e unsoarea, iau și măsuri să nu mă duc în spații publice fără cineva, să zicem. Tot dacă mă duc, mă duc, aștept să-mi treacă, mă țin de ceva, aștept să-mi treacă. Și urcă la o anumită intensitate și pe urmă descrește și dispare. Dar noi nu vrem să trăim acel ceva absolut lipsit de confort și de siguranță. Panica aceea, starea de amețeală, starea de rău. Dar dacă înveți să trăiești asta, ca și durerile, mergi micuță, de-abia merge baba, merge încet, cu dureri, dar merg cu drag. Deci, pentru că mi-e mai drag să merg decât să stau. Trebuie să mă duc la radio, trebuie să mă duc la biserică, când pot să stau, stau cu drag, nu? Deci este o... Noi știm că suntem în această lume, se strică lutul, se murdărește, și Dumnezeu nu face minuni să-mi vindece mie reumatismul sau să-mi scoată chiar toate fobiile pe care le-am încăpătat. Probleme în care nu le-am ales, mi-au fost puse în suflet și în cap de părinți, de mediul în care am trăit, de Dumnezeu să ierte și să binecuvinteze pe toți. Și aici este arta vindecării în Hristos, în biserică. El ne dă o putere cu care noi putem să fim bucuroși așa cum suntem. Nu neapărat să ne vindecăm, ci să ne bucurăm de viață așa cum suntem. Dumnezeu nu face minuni din astea, că dacă eu m-am născut cu un picior mai scurt, pe la 20 de ani așa mă apucă râvna și încep să mă rog să-mi crească piciorul. El nu mai crește, că da. Dar eu pot să mă bucur de viață așa, cu un picior mai scurt. Și să mă bucur profund și să am bucurie sfântă, adevărată. E adevărat că nu voi fi mis, că nu voi fi campion la cross, că nu, sigur, o mulțime de pierderi pe care eu le accept. Că știi că vieții este unul singur, e bucuria. Pentru că sunt oameni care sunt campioni și sunt nefericiți, sunt oameni care sunt anonimi și sunt fericiți. Nu, deci nu, încurcăm mult lucrurile, pentru că noi alergăm după bunuri perisabile, bunuri care dispar de la o zi la alta, se strică. Copilul trebuie iubit. Sărmanul nu mai el știe, numai Dumnezeu știe cum își administrează frica atunci când nu are maturi care să-l iubească. În orice caz, părinții niciun caz să nu spună n-are de ce să-ți fie frica. E foarte greșit, pentru că frica e logică. Acum zice, e scris acolo în trup, e frica de necunoscut. Frica de, da. Dacă e și gena aia de aceea de frică, tata ar trebui să-i spunem că uite, e o gen acolo și să nu mai zică n-are de ce să-ți fie frica. Nu, se spune așa, uite, eu sunt cu tine, hai să vezi că noi, frica asta trece când avem încredere în Dumnezeu, hai să mergem să vedem că nu e nimic dincolo, da? Și să vedem dacă e, dar și mie mi-e frică de întuneric. Dar încet, încet mi-a fost frică și încet, încet am descoperit că nu întotdeauna întuneric e ceva periculos, dar trebuie să avem grijă. Pot fi lucruri periculoase când așa. Nu te duci într-un loc întunecat că te cheamă cineva, pentru că acolo poate să se întâmple ceva rău. Deci trebuie să te asiguri, să închidem ușa, să aprindem lumina, să fii cu cineva mare și atunci mai degrabă frica asta te anunță că trebuie să ai grijă să nu ți se întâmple ceva rău. Asta este frică, trebuie să spunem, ori poate că în urma unui traumatism din copilărie am rămas cu această frică, Doamne întărește-mă, Doamne ajută-mă, poate să fie frica strânită de prezența, o prezență rea, de un gând rău a cuiva, de un demon care tocmai trecea pe acolo și m-a văzut că mă gândeam și eu rău la cineva și a avut cârlig la mine, nu?
Așa? Da. Sau am încercat și eu să mă rog mai mult și să fiu mai râvnitoare cu rugăciunea și atunci el a venit să facă bau-bau la mine. Atunci noi trebuie să spunem, Doamne, mi-e frică, dar Tu ești cu mine. Tu apără-mă, Tu scapă-mă, Tu păzește-mă, Tu... Deci și frica trebuie recunoscută, trebuie exprimată, mi-e frică. Dar trebuie spus oricui și să nu ne rușinăm. Este firesc să ne fie frică. Cel mai îngrozitor e să te faci că nu ți-e frică și pățești lucruri din ce în ce mai... Sunt fete care sunt în pericol să fie violate și nu strigă că le e rușine sau că le e frică de ce o să zică mama. Și pe mamă și scapi și pe mă vezi, tu te mai bate și mama puțin, nu. Și mamele n-ar trebui să-și bată fetele dacă... Sau ce-i cumplit. O fetiță, cel puțin două, trei povestiri de ale copiilor, care spun că au avut accidente de mașină și că le era groază de părinți că o să-i bată și pe unul chiar l-a bătut. Că după ce că l-a lovit mașina, l-a mai bătut și taică-sul. Că de ce n-a fost atent? Uite, da, s-a întâmplat, s-a... Mai ales că fetița asta care murea de frică, așa, era și petrecerea de pietoni. Și zicea, mai bine mor, ca să nu mă bată ei mei, că m-a lovit mașina. Este foarte important ca copilul să aibă încredere să-mi spună orice. Greu acceptă mintea omului. Mi-amintesc că și eu am acceptat foarte greu frica de Dumnezeu la începutul convertirii mele, deși eram om deștept și destul de mare. Și bine am făcut că n-am acceptat acea frică. Era o frică înțeleasă foarte greșit. Dragul are două treburi. El ne desparte de Dumnezeu prin două mari tehnici, sau cum se numește acum, nu? Prin două mari metode. Una, ne face să credem că nu există nici drac, nici Dumnezeu, că eu sunt Dumnezeu, asta e iadul, asta e viața și suntem foarte siguri pe noi că noi știm toate și că nu există Dumnezeu, da? Și deci ne așezăm noi în locul lui, eu sunt Dumnezeu. Și cealaltă tehnică este prezentarea lui Dumnezeu ca un tată rău, răzbunător, care mă pândește să vadă cât am păcătuit și să mă pedepsească și să vezi ce-mi face și să vezi ce-mi... Și după aceea, după ce facem așa un Dumnezeu, după ce dracul ne sugerează asemenea imagine despre Dumnezeu, ne face să devenim și noi ca Dumnezeu. Și trebuie să facem dreptate, trebuie să ne punem lucrurile la punct, trebuie să nu îngăduim rău și așa mai departe. E groaznic, așa. Și mie aveam oroare de frica de Dumnezeu, pentru că mie mi-a fost foarte frică de tata când eram copil, Dumnezeu să-l odihnească. Mi-era frică, nu știam cum vine, că vine treaz sau beat. Dacă venea beat, nu știam cum vine. În dispoziția artistică mă punea să-i spun poezii sau mă bătea, sau o bătea pe mama. Adică nu... Și sunt uimit de câți copii trăiesc în teroarea asta. Dacă ar ști părinții câtă teroare au vieții copii, s-ar mai stăpâni și ei puțin, ar fi mai grijulii puțin. Deși ar trebui să știe că și ei au suferit când erau copii și au și făgăduit în mintea lor că nu o să facă ca mama și ca tata. Dar fără Dumnezeu nu ieșim din blestemul ăsta, maică. Ei, și atunci eu nu vreau să mă închin unui Dumnezeu care era ca tata, care stă și mă pândească să mă pedepsească și... Da. Și eu i-am spus, uite, mie nu mi-e frică de tine, da? Eu te iubesc, am încredere în tine, te ascult, dar de frică nu mi-e frică. Și soracul nu mi-a făcut nimic, nu m-a certat, nu m-a pedepsit. Dar într-o zi, într-o bună zi, cumva, într-o împrejurare, am făcut ceva care nu mi-a plăcut mie. Nu mi-a plăcut mie și m-am uitat așa spre icoană și spre el și am zis, Doamne, te-ai supărat? Iartă-mă! E în drumul ăla de la mine până la el, mi-a fost frică că îi voi întâlni privirea întristată, mi-a fost frică că îl voi întrista. Deci am înțeles că frica de Dumnezeu este această îngrijorare de a nu-l întrista, de a nu răni o atâta bunătate și atâta îndrețe și atâta... Deși de atunci sigur că îmi întristez mereu și dar în sensul acesta, când apuc să mă gândesc că înainte mi-e frică să îl întristez. După aceea mă întristez că l-am întristat. Adică suntem neputincioși, mai că nu putem să nu rănim și să nu chinuim un Dumnezeu așa bun și delicat ca al nostru. Suntem bădărani și răi. Dar El e iertător și doar să ne aducem aminte și să zicem, Doamne, iartă. Îmi scria o fetiță zile acum, de curând, îmi scria un mesaj că noi tot vorbim despre iertare pe site și cum facem noi cu seminarul cu iertarea și a primit o lecție de la surioara ei de 6 ani și îmi scria să împărtășească cu mine. Se dusese
pleca la facultate, era studentă, și când a plecat, s-a dus să-și salute surioara și a zis: iartă-mă că te-am bătut în vara asta, că, zice, e drept că n-am putut să o lămuresc, să fac anumite lucruri, sau să o opresc, să o temperez, nu știu ce spune ea, decât cu bătaia de câteva. Și am zis: iartă-mă. Și ea a zis, a strâns-o tare în brațe și a zis: întotdeauna te voi ierta. Și atunci am zis: iată, copilul ăsta încă e curat, încă e ca Dumnezeu. Dar să știi, va veni o zi când copilul nu te va mai ierta, pentru că încet, încet, aceste dureri pe care mi le faci degeaba, mă bați numai pentru că nu am pus eu păpușa unde ai vrut tu sau ce știu eu ce ai făcut, într-o zi asta se va transforma în resentiment. În primul rând se va transforma în frică. Iar o să mă bată. Când o să întreb cine a spart ceasca, nu o să spună. Nu se spune, pentru că era o sigilă, că n-ai fost atentă, ți-am zis de atâtea ori. Și atunci începe minciuna, ascunderea, frica și apoi rezentimentul. Undeva propastea dintre noi s-a făcut. Copilul este încă... Dacă sunt copii care sunt bătuți, sunt torturați de părinți și ei nu vor să se despartă de ei pentru că îi iubesc. Încă vor să stea cu ei și vor ca părinții să fie împreună. Asta e începutul vieții noastre, această iubire generoasă și după aceea. Ori, acesta este Dumnezeu de care ne e frică. Deci frica de Dumnezeu este acel bun simț și acea bună simțire lăuntrică în care să nu faci răul chiar așa degeaba și numai ca să-l... Da? Să te temi de Dumnezeu când faci un lucru, da? Să te temi de iubire. Să te temi că iubirea se strică, se rănește. Aș vrea să mai insist aici cu... Noi ne teamă de Dumnezeu la judecată, ne frică de El că o să ne pedepsească. E o gândire greșită, e o gândire demonică. Dracul ne-a băgat în cap asta că Dumnezeu să ne pedepsească. Nu, noi ne pedepsim. Nu Dumnezeu ne pedepsește. Dumnezeu ne pedepsește acum, în sensul că ne lasă sub povara propriilor noastre, asta e pedeapsa. Pedagogia lui Dumnezeu este că nu ne acoperă întotdeauna de propria răutate. Că uneori ne mai lasă și să vezi cum e. Ca să înveți, să te înveți minte. Însă la judecata de apă, nici vorbă Dumnezeu nu o să zică: te pedepsesc pentru răutatea ta. Nu? Ci tu singur vei pleca acolo unde ai lucrat. E adevărat, avem în Sfânta Evanghelie acel: plecați de la mine. Nu? Că nu mi-ați dat să mănânc și nu mi-ați dat să beau, plecați de la mine. Această severitate a lui Dumnezeu. Dar dacă o citim în sensul de rugăciune, noi vom înțelege că nu este Dumnezeu care zice asta, ci că eu plec de la fața lui Dumnezeu. Eu nu voi îndura să fiu cu cei drepți la un loc, pentru că eu voi vrea dreptate, eu voi dreptate. E greu de priceput de mintea omului. Și ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Așteaptă acea întoarcere a inimii. Uite, mie mi-e frică că Dumnezeu o să zică la judecata de apoi: piei din fața mea pentru că ai trecut pe lângă un om flământ și nu i-ai dat să mănânci. Nu mi-ai dat să mănânc. De ce îmi spune Dumnezeu asta? De ce mă avertizează de acum, când eu încă pot să mai dau de mâncare? Ca să-mi arate cât e de rău și cât o să mă... Că nu am dat-o cuiva o pâine, eu o să mă bag în genia de o veșnicie? Nu, dai. Ci că eu să zic: Doamne, iartă-mă și moaie inima mea, ca de acum încolo să dau, nu-i dau pâine, n-am încredere în el, dar zic: Doamne, miluiește-l, Doamne, ajută-l tu cum știi, Doamne, iartă-mă că nu dau, Doamne, iartă-mă că nu fac porunca ta. Și destul ar fi pentru noi ca să fim mai aproape de Dumnezeu și să trăim frica aceasta duhovnicească de Dumnezeu. Pentru că altfel, maică, nimeni nu se îndreptează prin frică. Sunt copii care de frică n-au ieșit niciodată. Mă omoară mama dacă mă duc la discotecă, mă omoară mama dacă mă... Și când au scăpat din casă, au făcut exact ce s-a temut beata mamă, că nu. Dacă copilul nu înțelege că pentru tine nu vreau să te duci, că ție nu vreau să-ți fie rău. Că ține... Da, dar n-avem răbdare, suntem și noi neputincioși.